Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat că în cursul acestei săptămâni vor fi aduși din Italia stâlpii care vor fi folosiți în cadrul proiectului de reabilitare a iluminatului public din cadrul programului operațional regional. Și eu îi aștept cu nerăbdare, am văzut în poze, sper să fie și în realitate la fel de buni și frumoși. În același timp vreau să fac o precizare, am tot mai multe cereri, unii de la primari, primării, altele la persoane fizice, să vindem stâlpii pe care îi scoatem, stâlpii vechi. Vreau să spun aici foarte clar că stâlpii vechi nu se vând, ei se inventariază și se depozitează într-o magazie a primăriei, pentru că îi ținem pentru extinderea rețelelor de electricitate în cartierele noi care se fac, în alte zone care nu au astăzi iluminat public. Deci nu sunt de vânzare, nu se transferă, se folosesc în continuare pentru extinderea rețelelor în cartierele în care nu avem iluminat public, în mod special în cartierele noi. Edilul șef al municipiului solicită în același timp constructorilor din proiect să acționeze cu responsabilitate în ceea ce privește reabilitarea trotuarelor. Am sugerat să lucrez tot cu firma care a pus aceste trotuare, cu firma Simetrica, în așa fel încât să iese înapoi la nivelul și la starea inițială care erau aceste trotuare. Sunt anumite zone în care au fost sparte, inclusiv trotuarele care au fost reabilitate, cu pavele și sperăm să și vom insista să facem o lucrare de calitate.